Vă rog să vă luați poziția de meditație. Puteți să faceți întinși sau puteți să faceți în poziție șezând. Dacă sunteți în poziție șezând, picioarele, călcâiele să fie bine înfipte în pământ și spatele drept. Palmele să fie pe genunchi cu fața în sus. Dacă sunteți în poziție întins, vă rog să vă puneți capul în așa fel încât să fie în continuarea coloanei, nu cu o pernă foarte înaltă. Mâinile pe lângă corp cu fața în sus. Și începem să ne relaxăm. Inspirăm și expirăm adânc de 3 ori. Inspirăm. Lumina, iubirea, sănătate, fericire și expirăm cu putere. Nemulțumiri, neiubiri, dureri, tristețe. Inspirăm. Pace, acceptare, înțelepciune, înțelegere, liniștea minții și expirăm cu putere, neacceptări, agitație, frustrări, dureri. Inspirăm cu putere prin chakra 7 tot ce este mai bun și mai frumos în noi și vizualizăm cum ce am inspirat ca o lumină aurie intră în noi și dă în afară cu putere tot ce e mai rău și mai urât din noi, care se scurge încet, încet pe picioare, în pământ. Începem să ne relaxăm, vizualizăm cum ni se relaxează pielea capului, fruntea, se relaxează mușchii oculari, ochii nu mai joacă în orbit. Se relaxează obrajii, mușchii faciali. Mi se relaxează mușchii maxilarului. Capul nostru este complet relaxat. Capul nostru este complet relaxat. Capul nostru este complet relaxat. Vizualizăm cum mi se relaxează gâtul. Gâtul nostru este complet relaxat. Gâtul nostru este complet relaxat. Gâtul nostru este complet relaxat. Vizualizăm cum ni se relaxează umerii în partea de sus. Parcă ni se iau o povară grea de pe umeri. Vizualizăm cum ni se relaxează pieptul. Vizualizăm cum ni se relaxează spatele în partea de jos. Vizualizăm cum mi se relaxează abdomenul. Vizualizăm cum mi se relaxează mușchii fesieri. Corpul nostru este întreg, este complet relaxat. Corpul nostru este complet relaxat. Corpul nostru este complet relaxat. Vizualizăm cum se relaxează mâna dreaptă până în vârful degetelor. Vizualizăm cum se relaxează mâna stângă până în vârful degetelor. Vizualizăm cum se relaxează piciorul drept până în vârful degetelor. Vizualizăm cum se relaxează piciorul stâng până în vârful degetelor. Membrele mele sunt complet relaxate. Membrele mele sunt complet relaxate. Membrele mele sunt complet relaxate. Întregul meu corp fizic este complet relaxat. Întregul meu corp fizic este complet relaxat. Întregul meu corp fizic este complet relaxat. Vizualizăm cum corpul nostru fizic este atât de relaxat încât se expandează în univers, parcă îți pierde greutate. Și atunci ne imaginăm că împreunăm mâinile în rugăciune și rugăm pe toate creaturile. Tată, Mamă Cerească, vă rog,
ajutați în această lucrare de binecuvântare a pământului pe care m-am născut. Vă rog, permiteți Arhanghelului Mehaton și celorlalți arhanghel să vină să mă ajute în acest lucru, în această dorință mea de a ajuta toate entitățile care trăiesc pe acest pământ. Te rog, Atașul Creatorule, revarsă toată lumina și iubirea ta pe pământul țării mele. Rog, Arhanghelii, rog entitățile cerești, rog în special pe Arhanghelul Metatron, Gabriel, Mihail, Uriel și Sandalfon și pe toate entitățile cerești care trebuie, pot și vor să vină să mă ajute. Rog spiritele elementelor, rog numii acestui pământ plin de bogății, rog ondinele acestor ape minunate care spală pământul nostru. Rog silfele aerului curat, rezultat din minunatele noastre păduri, și salamandrele focului iubirii poporului român să vină alături de noi în această rugăciune. Rog dragonul țării, marele și minunatul nostru dragon, să vină alături de noi în această rugăciune, în această lucrare. Rog toate spiritele puternice, toți inițiații, sfinții, maestrii ascensionați și preoții de pe urmul Melchisedec, care trebuie, pot și vor să vină să participe alături de noi la această inițiere, la această lucrare. Rog toți îngerii mei și ai celor inițiați de mine, rog toți străbunii mei, rog toți străbunii acestor popor, rog pe Zamorse împreună cu toată ceata lui de daci să vină să mă ajute în facerea acestei lucrări. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Te rog, Arhanghele Metatron, coboară-te alături de mine și ajută-mă să fac această lucrare spre binele suprem al tuturor celor care trăiesc și viețuiesc acum pe pământul României, al tuturor celor care au o legătură cu pământul României. Te rog, Arhanghele Metatron, desfășoară cubul tău de lumină pe toată suprafața acestei țări. Te rog, desfășoară cubul tău de lumină pe spațiul aerian aparținând acestei țări, pe toată suprafața pământului acestei țări și pe toată suprafața subterană acestei, astfel încât acest cub să curețe, să protejeze tot ce aparține țărișoarei mele. Te rog, Arhanghele Metatron, fă ca acest cub să fie valabil, să fie activ 24 de ore din 24, atâta timp cât îngăduie Tatăl Ceresc,
să protejeze pădurea, să protejeze apă, să protejeze oamenii, să protejeze sufletul și spiritul acestei țări. De asemenea, Arhanghele Metatron, te rog, investește-mă cu puterea de a activa simbolurile care aparțin sistemului tău, Ascension Metatron, pe spațiile care aparțin țărișoarei mele. Te rog, Arhanghele Metatron, activează simbolul Ascension. Pe inima țărișoarei mele, pe care eu o consider a fi cetatea Alba Iulia, pe toate planurile, atât pe planul aerian, pământesc, cât și pe planul subteran. Și activează de asemenea același simbol. Joacă după țara mea, astfel încât să-mi încadreze întreg teritoriul care aparține de drept pământului românesc. Fie ca acest simbol să deblocheze toate chakrele prin care această țară este alimentată cu energie de la toate creatori. Fie ca această țară să acționeze acest simbol să acționeze ca un cristal care să protejeze teritoriul României închizându-l în fața oricărei entități, cu trup sau fără trup, cu gânduri și intenții împotriva voii Tatălui Ceresc. Te rog, Arhanghele Metatron, cu ajutorul acestui cristal, cu ajutorul simbolului Ascensiune, te rog, conectează sufletul, spiritul, pământul și oamenii țării mele la energiile cele înalte ale Mahatmei, energia feminină a Mahatmei plină de lumină și iubire, care să ne aducă libertatea spirituală din dimensiunea a cincea. Stăm câteva secunde și vizualizăm aceste activări. Mulțumesc, 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 s-a realizat, s-a realizat, s-a realizat. Acum, Arhanghele Metatron, te rog, activa simbolul Clarity pe spațiu aerian, terestru și subteran al țării mele, România. Activează-l întâi în dreptul capului și anume capitalei București. Activează-l în inimă și anume în Alba Iulia. Și activează-l mare ca să-mi încadreze țara și să-mi o protejeze. Fă-te rog frumos ca acest simbol să ne ajute să înțelegem ceea ce e dincolo de ochii noștri. Să ne ridicăm vibrația minții atât cât e voia Tatălui Ceresc, atât cât este îngăduit
pentru a înțelege și altceva decât vedem. Pentru a înțelege lumea de la nivel de subconștient. Ajută, Doamne, te rog, toate entitățile cu trup sau fără trup din această țară să-și armonizeze yin-ul cu yang-ul, emoționalul cu mentalul. Astfel încât să-și înțeleagă rolul personal în creație, atât fiecare om în parte, cât și întreaga națiune. Fă, te rog, toate creatorile ca acest simbol desenat de Metatron și activat pe țara mea să ne ajute, să ne crească claritatea mentală și puritatea mentală pentru a ieși din negura minții și a înțelege adevărul tău divin. Și ajută-ne să ne clarificăm emoțiile și sentimentele pentru a face loc adevărului să intre în structurile noastre. Stăm câteva secunde și vizualizăm mulțumesc, 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 s-a realizat, s-a realizat, s-a realizat. Acum te rog, Arhanghele Metatron, activează simbolul focus, simbolul concentrării pe spațiul aelian, teran și subteran al țării mele, astfel încât cercul să înconjoare teritoriul țării și cele două linii perpendiculare să împartă țara în patru. Formând o cruce minunată, o cruce de care răspunde Arhanghelul Gabriel, care ne ajută pe noi românii cu sau fără trup, care ajută sufletul, spiritul acestei țări să-și înțeleagă unicitatea. Tot aici, în celălalt pătrat, se instalează Arhanghelul Mihail, care ne va ajuta pe noi toți, sufletul și spiritul țării noastre, să învețe să utilizeze corect puterea divină cu care am fost binecuvântați. În celălalt pătrat se va instala Arhanghelul Uriel, care ne va deschide energiile, ne va deschide atât pe noi, cât și sufletul și spiritul țării spre energiile pure ale măicuței. Visualizăm cum în ultimul pătrat se instalează Arhanghelul Sandalful, care deschide ușa spre inima Pământului pentru a ajuta energiile ascensionare să ne pătrundă pe noi toți, sufletul și spiritul acestei țări. Și periodic, acești arhanghe își vor schimba și se vor, locul și se vor roti în pătratele lor, astfel încât fiecare colțișor al acestei țări să înțeleagă și unicitatea și puterea divină
și să primească energia măicuței și energia ascensională din pământ. Vă rog, stați și vizualizați câteva secunde. Vizualizați arhanghelii imenși cum își flutură aripile și înlătură tot ce e în afara legii divine din spațiul aerian, terestru și subteran al minunatei noastre țări. Și dacă vă uitați cu atenție, o să vedeți că li se alătură și alte entități spirituale și se încinge o horă mare pe teritoriul țării noastre. O horă a bucuriei, o horă a iubirii, o horă a împlinirii pe toate planurile. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. S-a realizat, s-a realizat, s-a realizat. Și acum, Arhanghele Metatron, te rog, activează deasupra țărișoarii mele, activează în spațiu terestru și în spațiu subteran al țărișoarii mele simbolul divinitate, simbolul Godhead. În toate locurile spirituale din țara mea, pe toate chakrele, toate locurile în care Dumnezeu îngăduie să se activeze acest simbol, vizualizați acest simbol ca un verde smarald care acoperă întreaga țară. Care curăță intens sufletul și spiritul țării, curăță dragonul țării și îl conectează la divinitate, curăță entitățile din fiecare oraș, de pe vârf de munte, de pe fund de apă, și le conectează la Dumnezeu, la toate creatorul. Având o vibrație mare, acest simbol va curăța toate zonele cu entități negative, de la toate nivelurile, din toate dimensiunile, de la cele mai mari până la cele mai mici, și le va umple cu lumina și iubirea toate creatorului. Va curăța toate drumurile noastre, va curăța toate intersecțiile, va curăța toate locurile unde s-au întâmplat accidente mai mari sau mai mici, va curăța calea ferată, va curăța inima și spiritul fiecarei persoane căreia toate creatorul îngăduie, cu trup sau fără trup. Va acționa asupra noastră, atât la nivel mental, curățindu-ne glandele pineale și pituitare, hipotalamusul, curățându-ne comunicarea și gândirea, astfel încât să ne reducă programele negative la maxim posibil
și să faciliteze înlocuirea lor cu programe pozitive. Astfel încât să știm cine suntem, de ce suntem, pentru ce suntem aici, să conștientizăm importanța momentului pe care îl trăim. Pentru că și acest simbol seamănă cu un cristal, am să rog pe Tatăl Creator, dacă e și voia Lui, ca acest cristal să fie invizibil pentru oricine altcineva în afară de noi, cei care l-am activat, și El, să fie activ 24 de ore din 24, atât timp cât El dorește, pentru protecția sufletului, spiritului și pământului și oamenilor, entităților fără trup ale care străjuiesc și trăiesc în această țară. Când toate aceste curățări s-au activat și s-au realizat, o să se unească conștiința cu sufletul nostru, astfel încât noi românii să ne putem bucura de tot ce e mai bun și frumos pe acest pământ, în conexiune cu iubirea divină. Vizualizați. Îți mulțumesc, Arhanghele Metatron. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. S-a realizat, s-a realizat, s-a realizat. Vă rog pe toți cei care participați la această meditație, de câte ori pe zi puteți, dar minim o dată, să vizualizați hora încinsă de entitățile divine, pe teritoriul României, pentru că astfel să activăm permanent aceste simboluri. Îți mulțumesc, Arhanghele Metatron, că ai făcut posibilă această lucrare și rog pe al toate Creator să te răsplătească cu ceea ce îți dorești tu cel mai mult și cel mai mult în acest moment, pentru ajutorul pe care ne l-ai dat nouă astăzi. De asemenea, te rog, Arhanghele Metatron, dacă vreodată ai nevoie de ajutorul nostru, ajută-ne pe mintea noastră să înțelegem informația și vom face tot ce putem ca să te ajutăm. Vom trimite toată armata noastră de lumină. Vom ruga toate entitățile cerești să te ajute. Vom aprinde lumânări și ne vom ruga la toate Creator pentru tine. La toate Creatorile îți mulțumesc în numele meu, în numele sufletului, spiritului, pământului
și oamenilor din această țară pentru tot ce ai făcut. Te rog, împlinește-mi dorința atât cât este voia ta, atât cât este îngăduit, fără a intra în karma și în misiunea și în viețile tuturor celor implicați. Fă ca tot ceea ce am cerut eu să fie spre binele tu suprem al sufletului, spiritului, pământului și oamenilor din această țară sau legați de această țară. Mulțumesc, Amoruse! Mulțumesc, minunații mei strămoși daci! Mulțumesc, sfinți și învățate ai acestui neam! Îți mulțumesc, George Enescu, pentru muzica pe care am făcut această meditație. Vă mulțumesc tuturor celor care au participat și vă rog încet, încet să vă pregătiți să deschideți ochii. Respirați adânc de 3 ori. Și cu un zâmbet larg pe față și cu credința că tot ceea ce am cerut aici s-a împlinit, vă rog să deschideți ochii. Așa să fie, așa să fie, așa să fie. Mă numesc Mirela Codilă și astăzi, 21.12.2019, la ora 21 și 21, am făcut această